Salutare și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Avem o ofertă gratis în shop. Este vorba despre un Brawl Chest, cred. Sau box, cum se zice pe Brawl Stars. Avem Burley, avem și Nita. Ok, da. Și ceva gold acolo. Și ia să vedem, mai avem aici un reward. E vorba de 100 de gold sau de coins. Și mai avem de jucat pentru Daily Quest să omorâm 12 inamici cu El Primo și să omorâm 12 inamici cu Rosa. Ok, mai avem și aici niște reward-uri, încă un Brawl Box, 70 de gold, Nita și El Primo. Ok, bun. Băi, hai să începem meciurile cu Rose sau cu Rosa. Alte special quest-uri nu mai avem, deci putem să jucăm orice. Hai să luăm prima dată un gem grab, să vedem cum ne descurcăm aici. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele și să apăsați butonul de like. Ok. Holy fuck! Cât damage ne-au dat acolo. Dar... e destul de... Sunt destul de agresiv eu. Băi, nu cred. Ne-au distrus acolo. Efectiv. Mamă, cum dă tunul ăla? Băi, incredibil așa ceva. Hai băi, să vedem. Băi, bravo mă, bine că-mi pică netul fix când eram într-un atac destul de periculos acolo, eram acoperit de acel scut. Și pierdem primul meci, din păcate. Haide să... Da, mai jucăm o dată tot cu Rosa, tot la acest... acest mod. Hai să vedem. Ok, ne-am luat ceva damage acolo. Trebuie să fugim deocamdată. Ne băgăm aici. Nu știu ce a pus scutul. Hai, prietene. Băi, și e șmecherie cu scutul ăsta de aici. Mă rog, nu e un scut, e un heal, practic. Dar... Da, stăm fără probleme și colectăm gemuri. Nu știu ce se duce tipul ăla să se bată cu... cu inamicii. Ok, hai prietene, vin aici. Bun, și obținem o prima victorie cu Rosa. Haideți, dacă facem, am făcut ceva la challenge. Ar fi trebuit să avem câțiva inamici. Unul singur. Ok, bun. Hai să continuăm cu un solo. Băi, solo e modul meu preferat de joc din Brawl Stars. Pentru că practic depinde doar de tine.
Hai. Holy fuck! Holy fuck, trebuia să ne ferim mai bine. Da, interesant și caracterul ăsta care trage... Practic te poți... Mă rog, damage-ul lui se reflectă din cutii și din obstacole. Și vin în adversari. Ok, hai să ne luăm... Dar cel mai bine e să lutez cutii la început, mi-am dat seama. Adică eu asta fac, mi-mi place să-mi strâng putere, după care să mă iau la harță. Bineînțeles că dacă te întâlnești cu unul pe drum și se ia de tine sau îl vezi mai slab, e ok să ataci. Dar hai să vedem. Ai, mamă, nu eram atent la ursul ăla mare. Și am dat două meciuri destul de proaste astăzi. În afară de meciul trecut în care am câștigat. Am jucat foarte, foarte slab. Ok, ultimul meci cu Nita, cu Rosa. După care vom juca și cu El Primo. Ne. Nu, pleacă de aici. How stupid. Băi, cât de... Dar vin să mă moare și a pierdut și el viața, nu înțeleg logica asta. Nu, am zis că jucăm cu El Primo. Hai să mai dăm unul cu Rosa. Să încheiem așa cu o victorie, cu un loc 1, cum v-am obișnuit. Ok, hai să-l batem pe ăsta că e mic. Ok, a rămas ursul. Da, și am luat locul 1. Băi, am fi bătut oricum dacă nu se omorau ei amândoi acolo. Pentru că aveam acel scut. Bun, am făcut deja jumătate din progres. Și hai să jucăm câteva meciuri și cu El Primo, pe care cred că îl putem upgrada puțin, da? Hai să încercăm un solo și cu el, după care vom da și un meci la duo. Ok. Oh, și ce cât damage dă acest... Holy fuck! Holy fuck! Ce repede ne-a scos acel, nu știu exact cum îl cheamă, Bull, parcă. Hai să jucăm din nou, trebuie să fim un pic mai atenți. O să mergem pe cutiile alea multe de acolo din centru. Ok, hai să vedem. Avem aici două.
holy fuck, am pierdut. Pierdut destul de la început. Bun, și vom mai juca un match de duo. Sper să ne descurcăm mai bine în acest match. Ok. Băi, nu cunosc acest caracter. Au, oh, ba da, e bunicel. Am jucat cu el la Robo Fight, parcă se numește. Fight Robot sau nu știu cum se numește. Și era destul de bun că arunca și peste obstacole și de la distanță. Ok, hai să luăm energia de aici. Și am ajuns la 9700, ceea ce e destul de bine. Putem să ne luptăm lejer cu oricine. Ba, mai avem aici un energy. Și hai să vedem, ar mai trebui să fie o echipă. Probabil că stau ascunși pe undeva. Dar îi vom găsi. Aha, uite-i. Încep deja să apară. Ok, i-am încolțit acolo. Bun, și obținem prima victorie și din 2v2. Ok, el primo. Avem 3 din 12 și cu el primul. Am mai crescut un pic în trofee. Hai, mai avem nevoie de victorie și vom putea lua următorul reward. Așa că hai să jucăm. Ok, bun. Mergem direct pe centru. Holy fuck. No. Hai, du-te pe bull, du-te pe bull. Păi, nu cred. Cum de a jucat atât de prost acolo, nu înțeleg. De avea... Ok, bun. Cam atât cu episodul de azi. Dar poți da ok, nu poți da X aici. Bun, cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!